ei știu foarte bine armoniile, mai ales în muzică. Și sunt un cuplu, doar numai pe scenă. Vocele lor se combină perfect, iar astăzi vin la noi cu o ocazie specială. Ne vor interpreta o piesă pe versurile mare lui Grigore Vieru, care astăzi ar fi marcat 85 de ani de la naștere. Ana Cernicova și Dumitru Mânțu sunt alături de noi. Salut, salutare! Dragă noastră! Bine ai venit! Toată lumea o să zic, ce e, sunt împreună? Pentru că până acum... Da, la moment, da! Da, da, pentru logic. Noi deja avem o tradiție pe 14 februarie. Să mă lansăm câte un duet. Da, și asta este foarte frumos, pentru că dacă vă simțiți bine, vocile voastre se îmbină și se simt bine în melodie, de ce să nu o faceți? Și publicul cere. Și publicul apropo, cere. Da, vă mulțumim foarte proiecte mult. Proiecte analogice nu prea avem. Da, și activăm împreună în același domeniu. Ce doar la operă? Da, să fie și pe scenă. Și la operă și pe scenă și improvizăm cu pop și opera, adică... Dar când ați cântat prima dată, vă amintiți? Prima întâlnire. Chefteți am întrebat de prima întâlnire. De foarte mult timp, ne cunoaștem de mai mult de 10 ani, dar prima... La masterat. Da. La masterat, numai că noi n-am cântat împreună. Aha. El a avut altă iubită și eu am avut alt iubit. Aha. Dar puteți spune că tot maestro John Doga, oficial, da, așa, dar de fapt, ne-a unit în duet. Da, maestru Eugen Doga a simțit că noi am trebuit să cântăm în duet. Și de atunci, apropo, cu această piesă. Cu această piesă, apropo. Da. Doar că varianta clasică, aha, originală. Aha. Da. Și de atunci, uite că după acea experiență am observat că... Comunicarea este foarte... Este așa, ne înțelegem foarte bine, da, și se primește să colaborăm împreună. Noi știm că Dumitru e într-o relație așa, are iubită și nu e Ana. Ca să nu înțelegeți, da, și să nu vă faceți scenarii greșite. Viața voastră faceți cu ea ce vreți, principalul este să fiți artiști buni, părinți buni, că cea mică a făcut și sărbătoare. Doamne, da, câteam e mare. 10 ani, îți imaginezi? Fată mare. Pe lângă fată mare, priviți pe rețelele de socializare, da, e vlogger în toată... Are foarte multe videouri interesante și frumoase. Hai să vedem și câteva poze de mici. Da. Ia uite, aici la un anișor. Iată tot. Le-ai pus cu ocazia zilei de naștere. Da, da, am selectat, am stat o noapte întreagă și am selectat, așa am privit toată istoria Amelie de micuță și priveam aceste poze cu lacrimi în ochi, pentru că nu-mi venea să cred că fetița mea a crescut atât de mare și așa de repede. Parcă nu de mult am născut-o, era așa... Uite-le, eu ce vreau să... Da, aici era dansătoare. Iată, asta la botez, era bibeluș. Da, cu Nana și cu bunicuța. Este primele luni. Dima, nu vrei copii? Toate la timpul lor. Mă îmi plac bărbații diplomați. E așa, de diplomați și brat. Dar nu cred că asta se programează. Nu trebuie de programat în general. Ei, nu, în unele cazuri se programează. E normal. La, e mereu că nu se programează. La 16-18 ani nu se programează. După credem deja oricum. Este o oarecare programare, dar în sens că de timp chiar. Uite, de astăzi fac copii, știi? Dar oricum nu se primește. Nu totuna se primește așa cum când se programează. Când domnul atunci vine. Atunci să fie. Să ai femeia potrivită alături. Asta e cel mai important. Voi aveți norocul astăzi de ziua lui Vieru, pentru că nu sărbătorim doar dragoste, sărbătorim și opera mare lui Grigore Vieru, să cântați o melodie a doi titani de pe teritoriul nostru, Vieru și Doga. Este o mare onoare pentru noi și o mare plăcere. Eu personal îl cunosc pe marele maestru Eugen Doga și pe Grigore Vieru de când eram mic copil. Și am avut norocul și fericirea să fiu jurizată de către maestrul Grigore Vieru la concursul Două Inimi Gemene, în care am cântat tot o piesă pe versurile lui pentru ea și pe muzica lui Ioan Alde Teodorovici, unde și am câștigat acest concurs. Și după aia, da, noi ne-am cunoscut dumnealui, am mai compus un text pentru mine ca să compun muzică, doar că l-am pierdut.
Iată așa. Asta nu ți-o iartă nimeni. Nu mi-o iartă nimeni. Crede-mă. Eram copil mic, mă rog, dar tare sper că poate voi găsi acele versuri, că sunt foarte... Eu sunt sigur că textul ăsta să apară la timpul mine. Potrivit. Aha. Tu ai să-l găsești, la sigur, da. El o să apară la timpul poate va potrivit. Fi pentru Amelia deja un cântec. De ce nu? Cu maestru Doga, pentru că eu știu că dumnealui este foarte atent în mâinile, pe vocile cui... dă melodiile sale. Fiecare vă cunoașteți cu maestru și ați fost de multe ori la dumnealui acasă. Și maestru până acum improvizează, până acum compune. Chiar recent m-a invitat pe mine să vin în ospiție pentru că a compus o lucrare nouă. Adică mă bucur foarte mult că Eugen Doga are inspirație să tot compună, pentru că lucrările lui sunt extraordinare și ușor se memorizează și sunt lirice, melodice. Apropo, chiar, maestru Eugen Doga este într-o perioadă de producție, să spunem așa, foarte productivă, pentru că nu doar o piesă, eu nu știu, de curând, și duiete, da. Are piese, deci foarte multe, că nu le-am auzit nicăieri, încă se fac notele. Da. Deci, în curând, să ne așteptăm la noi capodoperi de la maestru Eugen Doga. Da, frumos. Dragule, urmează cumva vreo direcție solo pentru că pentru tine, în afară de Brio Sonores, pentru că te vedem destul de des. Păi că să fim sinceri, direcția solo, odată ce ai intrat la Canto Academic, la Academie, deja ai o direcție solo. Pe lângă asta, la teatru activăm ca soliști, aparte. Deci, dar pe lângă asta, sigur, nu că ar fi, e permanent existat pe paralel. Plus la asta, sunt sigur că și Ana nu te poți concentra doar într-o singură nișă. Trebuie să te lărgești maximal posibil. Noi suntem tineri, neliniștiți. Eu țin minte, în adolescență cântam muzică pop. Și apoi, după ce am născut-o pe Amelia, eu am simțit că îmi este strâmt în acest gen de muzică. Vreau să cânt ceva mai mult și m-am dus la operă. Am renunțat la pop, am început să cânt operă și apoi, într-un moment, am simțit, dar nu, că vreau să mă întorc înapoi. Și până la urmă... Da, hai să le combinăm. Da, eu pot să le fac toate. Și pe una și pe alta, dragilor. Hai să ciocnim și o cupă de șampanie. Ha, și pe această notă romantică să vă mulțumim că ați venit în această seară alături de noi. Și mulțumim să ne cântați că ne-ați invitat. Melodie. Oglinda clipelor va răsuna în scurt timp aici, pe versurile maestrului Grigore Vieru, care ar fi făcut astăzi 85 de ani. Și melodia compusă de către titanul Eugen Doga. Nu cred că puteam să încheiem această emisiune mai frumos decât așa cum se va întâmpla în aceste momente. Să fie dragoste în viețile tuturor. Și doar, da. Și mai ales prin muzică. Și mai ales prin muzică. Noi vă vom ajuta. Așa să fie. Vă invităm pe scena noastră. O să vă mulțumim încă o dată vouă celor de acasă. O să vă dorim o seară plină de dragoste și nu doar astăzi, în fiecare zi, pentru că nu avem nevoie de zile speciale pentru a spune te iubesc. Și nu uitați că imediat după ce plecăm noi din ecrane vine un nou episod al serialului turcesc, unde și acolo să aveți parte de multă dragoste. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi.